Au mai rămas zile numărate până la Revelion, iar la Academia lui Moș Crăciun e încă forfotă mare. Toți sunt extrem de ocupați pentru a-i pregăti de saga moșului. Acesta se pregătește să treacă pe la copilași obișnuiți să primească daruri în noaptea dintre ani. Ajutoarele moșului citesc de zor scrisorile micuților și încearcă să le îndeplinească toate dorințele. La Academia lui Moș Crăciun e forfotă mare și acum moșul le-a încredințat ajutoarelor sale mai multe sarcini, inclusiv să citească cele peste 2000 de scrisori trimise de copii, răvașe care vin din toate colțurile lumii. Deși anul acesta Academia și-a început activitatea din data de 5 decembrie, scrisorile au început să vină mult mai devreme și în acest an cel mai harnic micuț a fost din China. Anul acesta prima scrisoare a venit din China, așa cum de fapt ne-am și obișnuit. Moș Crăciun are un prieten tare îndepărtat, tocmai în continentul asiatic, care an de an nu uită să-i trimită câte o carte poștală de salut. Valeria Jedredaș are 18 ani și de 4 ani este voluntară la Academia lui Moș Crăciun. Acum, când la casa moșului e mult de lucru, fata spune că imediat după ore vine aici și lucrează până seara târziu. Totul pentru ca micuții să nu rămână dezamăgiți și să primească răspuns de la moșul. Fata spune că scrisorile trimise de copii o poartă prin tot felul de emoții. Dacă unele o sensibilizează până la lacrimi, altele o fac să râdă în hohote. Am avut scrisori diferite, copiii îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun și indică până și culoarea casei, culoarea porții, a gardului unde sunt așteptați. Alții își doresc un nou membru în familie, un frate, o soră, și moșul trebuie să facă să fie posibil acest lucru. De asemenea, am primit acum un an o scrisoare prin care o fetiță ne confirma că dorința ei din anul trecut s-a îndeplinit, fratele său a reușit să se căsătorească. Și Valeria Goșcu este voluntară la Academia lui Moș Crăciun. Fata spune că pentru a înțelege mai bine dorințele micuților, își amintește de propria copilărie. Citim scrisorile, identificăm care este problema copilului și încercăm să citim printre rândurile acestuia și să vedem de fapt care este secretul și care este copilul în spatele acestei scrisori. Fiecare din noi poate să-l ajute pe moș și să îndeplinească dorința unui copil de sărbători. Tot ce trebuie să facă e să vină aici, să iau scrisoare și să îndeplinească dorința unui micuț. E sarcina principală a moșului, dar acesta este extrem de ocupat și cu alte treburi. Noi l-am surprins în timp ce îi distra pe copii la un târg de iarnă. Era înconjurat de micuți, dornici să-l îmbrățișeze, dar și de adulți care stăteau în rând să facă poze cu el. Am reușit să discutăm și noi cu moșul. Acesta ne-a spus că aduce fericire în casele oamenilor de cel puțin 10 ierni și că a înțeles din prima experiență că este menit să împartă cadouri. Mi-a plăcut de la prima dată și așa a mers ca pe strună. Iată, fac tot ce îmi place, pentru că lucrul acesta ori te place, ori nu te place. Cea mai mare problemă a lui Moș Crăciun în această perioadă este oboseala. Vrea să ajungă în casele tuturor celor care îl așteaptă, care de Crăciun, care de Revelion, astfel că nu are timp nici să-și tragă sufletul. Iar dorințele copiilor se schimbă de la an la an. Am avut un caz când s-a apropiat de mine un băiețel. Asta a fost la o școală și mi-a spus că Moș Crăciun, eu nu vreau cadou. Nu vreau cadou pe care tu mi-ai adus, vreau niște bani. Și micuții de la târg l-au așteptat tot anul pe moșul, așa că s-au adunat în jurul lui, dornici să-i povestească ce au mai făcut de-a lungul anului. Asta în timp ce alții au recitat poezii. Cu pietre tale a susut pe tine de adus darul mult la fetice, la băieți. Au fost și pici mai îndrăzniți care au trecut direct la subiect și au spus ce cadou așteaptă de la moșul. Lego Chameleon, Lego Ioșic și dinozaur, которого из картона, который... Я ей спусь, че кадоу ты дорешь. Да. А что, не спусь и нового? Он букет не флор, пенру мама. Че тебе фрумус? Дар пенру тиня. Moșul ne-a spus că are cadouri doar pentru copiii care au fost ascultători pe parcursul anului. Cam toți copii străduiesc pe parcursul anului ca să învețe bine, ca să facă niște lucruri, un fel de motivație pentru copii. Că iată, în sfârșitul anului vine Moș Crăciun și
verifică dacă ai fost bravo, dacă ai mâncat bine. După ce au dansat împreună, Moș Crăciun și-a luat rămas bun de la copii, cu promisiunea că va veni neapărat și la anul.